Bine ați revenit la mobilisimu.ro este momentul pentru un nou MobiCast MobiCast 226 podcast și videocast săptămânal nu știu voi ce faceți acum, probabil că la ora asta vă uitați la finala mică, finala mare sau cine știe ce altceva legat de fotbal E pe final campionatul mondial de fotbal, dar nu asta este vestea săptămânii. Am scos din cutie un Huawei nou, Huawei Y7 Prime 2018. În sfârșit ne-am jucat cu OnePlus 6, l-am scos din cutie, am făcut teste, am bătut niște recorduri în benchmark-uri. Am finalizat recenzia lui Asus Zenfone 5 dar se întâmplă chestii și în lume, nu numai la mobilisim. A fost anunțat un MacBook Pro nou, un Microsoft Surface Go și un Xperia XA2 Plus, plus multe scăpări interesante. <fie> Hai să vedem care-i treaba întâi cu știrile săptămânii. Colecția de toamnă Apple va include un iPad Pro cu breton, Mac Mini nou, Apple Watch-uri și AirPods noi. E vorba despre analistul Ming-Chi Kuo, care nu mai lucrează la KGI Securities, a plecat la uh, TF International Securities și el spune așa. La toamnă sau uh, spre final de an o să vedem un iPad Pro cu Face ID fără buton Home și cu diagonală de 12,9 inch și o versiune de 11 inch nou. Apoi actualizarea la nivel de Mac, procesoare noi generația 8 -a, aplicabile în gama MacBook, MacBook Pro și iMac. Noul iMac o să aibă un ecran complet nou și vom vedea și un nou Mac Mini. Apoi Apple o să facă ceva n-am mai văzut, o să scoată un laptop accesibil care nu o să fie un MacBook Air, dar o să fie Minitel. Apple Watch să face mai mare, o să aibă variante de 1,57 de inch și 1,78 de inch și o să aibă o detecție mai bună a pulsului. Plus o pereche noua de AirPods care are activare vocală Hey Siri. Cam astea ar fi zvonurile, iar nu prea dă greși. Xiaomi Mi Max 3 a tot scăpat în ultima vreme, în sfârșit avem bătut în cuie data de lansare. 19 iulie. Vine cu un ecran Full HD Plus de 6.9 inch, baterie 5400 de mAh, ce altceva mai știm despre el, știm că are procesor Snapdragon 636, camera selfie de 8 megapixel și cameră duală în spate. Bateria aia sună bine de tot, mai ales că va fi un terminal pentru binging. Un site din Polonia între timp a confirmat sosirea lui Galaxy Note 9 în magazine pe 24 august și circulă și prețul, ar urma să coste, hmm, hai să vedem noi cât costă, 990 de euro. Știu că am trecut nou top debutat la 1000 de euro sau 1000 ceva de euro, deci 990 nu e chiar rău. Mă rog, câteva 10 de euro diferență, dar ca idee. Apoi am văzut randări super profesioniste, o Galaxy Note 9 cu acel S Pen Auriu. Mi se pare ciudată combinația de telefon albastru și stylus galben. Arată ca un papagal, dar în fine are ceva. Are ceva deosebit, galben cu albastru. În fine. Ceva nou legat de Android P. I-am tot zis Pineapple, Pi, cum uh, mai Pecan Pie și altele, dar se pare că ar fi Pistachio. Așa se zice în engleză. Pistachio, adică fistic. Ar fi scăpat treaba asta un angajat Huawei care vorbea cu un utilizator de telefon Huawei care l-a întrebat domnul Customer Service când vine Android Oreo. Și s-a scăpat omul zicând, da, o să vină Oreo, după o să vină Android Pistachio, ca și cum n-ar fi nimic, sau Pistachio, sau Pistachio, sau cum vreți să spuneți. În principiu Fistic, dar alții zic că nu o să fie doar Fistic, pentru că Fisticul e sărat, o să fie Pistachio Ice Cream, deci ceva special. utilizatorii Facebook din România nu vor mai fi agasați de titlul Clickbait, ceea ce e foarte tare. Se implementează și la noi acel filtru, o să scăpăm de rămâi prost când vezi asta, dori în România, a murit sau uh, vezi aici cu tare celebritatea a rămas română și când intri de fapt era o filmare care trebuia să pară în n-are o mână, câte țepe de astea mi-am luat, ca să nu mai vorbim de cele sportive cu transferul anului, bombă, bombă pe transferul și de fapt nu nimic. Uh, ok, Uh, HTC Exodus este un telefon bazat pe blockchain, uh, HTC l-a super confirmat, au zis că vine la toamnă, au anunțat niște colaborări cu CryptoKitties care au și un joc bazat pe blockchain și au uh, anunțat tot felul de detalii despre el, faptul că o să folosească un sistem, un fel de elveția protocolurilor, poți să-țipei urile foarte lejer, super protejat, super criptat, totul este decentralizat, uh, ai un telefon unic, numai al tău, nu depinde de nimeni, fiecare telefon este un nod pentru Ethereum și Bitcoin. Mai departe, Sony a scos ceva nou, un telefon nou, Xperia XA2 Plus, smartphone japonez cu ecran 18 9 procesor Snapdragon 630. Sincer, XA2 Ultra era mare, așa că mă mir că a venit și un XA2 Plus. În principiu ce aduce el diferit, suntem preagândul la acela care e similar cu ce am văzut și la XA2, 4GB de RAM, 30GB de stocare, dar are și o variantă cu 6GB de RAM și 64GB de stocare. Arată la fel ca design, uh, foarte curbat, față și spate, ca o minge de fotbal american. Apoi uh, camera 23MP în spate principală, filmează 4K, iar în față 8MP cu lentilă Wide Angle la 100, 120 de grade și mod bokeh. Nu pare să aibă două camere selfie cum avea Ultra-ul, asta e clar. Apoi a debutat Huawei Nova 3, fablet de 6.3 inch cu dotări de flagship și tehnologie GPU Turbo. Dacă asta nu e telefon de gaming, nimic nu e, deci fiți atenți aici. Fablet, 6.3 inch, GPU Turbo. Foarte arătos, cu cameleonul și cu o nuanță din aia Saiyan care deja am orbit, trebuie să-mi pun ochelari, pentru că este un verde din ăla în rest, Full HD+, Kirin 970, 6GB de RAM, slot microSD, camera 24MP în față, iar în spate 16 plus 24MP cu bokeh. Și are și o nuanță aurie care arată interesant, dar ce culori drăguțe. În fine, baterie de 3750 mAh, cam asta ar fi un telefon de gaming. Uh, între timp am descoperit că telefonul pe care îl testăm noi zilele astea, Zenfone 5 z este bestseller. Nu se mai găsește nicăieri. Nu e la EMAG, nu e la Altex, cam ăștia retailerii, deci s-a vândut ca pâinea caldă, la urma urmei când vinzi un telefon cu Snapdragon 845 la 2400 de lei, e clar că o să zboare de pe rafturi. Apoi Microsoft a lansat ceva, ceva se numește Microsoft Surface Go, vrea să fie cea mai ieftină tabletă Surface de până acum, ecran de 10 inch și 8 GB de RAM, vine și cu accesorii speciale, un nou mouse și un nou stylus, are aspect 3x2, rezoluție de 1800x1200 și are acel kickstand care e trademark pentru surfăsuri. Procesor modest Intel Pentium Gold, generația 7 a oferă un echilibru între performanță și autonomie și temperatură, astfel încât să poți să face un design fără cooler, să fie fanless avem 408 GB de RAM, 64 sau 128 GB de stocare și puteți lua o și o tastatură cu RT separat și un stylus. Preț de pornire 400 dolari, nu e rău deloc pentru un Surface, dar mai spargi 100 de dolari pe tastatură, cover tastatură Surface Go Type, mai spargi încă 35 de dolari pe mouse și 100 de dolari pe Surface Pen, deci sar la nivelul unui iPad. În fine, ultima așterea a săptămânii este că avem noi MacBook-uri. MacBook Pro 2018 are procesor nou, ecran True Tone, tastatura mai silențioasă și mai fără baguri, până la 16 GB de RAM, procesor Intel Core 5 sau Core 7 pentru varianta de 13 inci, iar modelul de 15 inch ar trebui să aibă Core 7 sau Core 9, în rest până la 2 TB de stocare SSD, până la 32 GB de RAM pe varianta de 15 inch, până la 4 TB de stocare SSD pe varianta de 15 inch tehnologia True Tone, am văzut-o pe iPad și iPhone, este integrată și pe ecran și pe Touch Bar. Apoi avem chipul Apple T2 pentru extra securitate, avem suport pentru Hey Siri, design evident metalic și compact și suport pentru porturi USB Type-C Thunderbolt 3. Preț de pornire 1799 de dolari pentru 13 inch, 2399 de dolari pentru 15 inch. Gata cu știrile săptămânii. La secțiunea fail și win avem două failuri. Google a recunoscut că Pixel 2 are probleme fatale cu camera. Adică sunt câțiva utilizatori în Rome care au telefon Google Pixel 2 și le-a le dat crash, crash final fatal camera. de atunci nu mai merge deloc, nem. Adică nici când se intră în alte aplicații nu merge, nu merge cât camera selfie în Snapchat și atât problema nu e foarte răspândită, adică sunt vreo câțiva oameni, cât să zic 5 oameni, dar totuși există și na, este un fail. Un alt fel este faptul că telefoanele din China, camerele telefonelor din China, ar înregistra activitatea utilizatorilor. De unde știm asta? E bine, cineva avea un Vivo Nex și când intra în anumite aplicații, motoare de căutare, jocuri, browserul QQ, ce să vezi? Se ridica periscopul, se ridica camera, adică aplicația declanșa automat camera fără să întrebe pe nimeni nimic, deci și nu e ca caz singular, mai sunt oameni care s-au trezit că începea să le activeze camera, că foloseau Baidu sau alte motoare de căutare, aplicațiile shopping, browser, deci, încă un fail. Win-ul săptămânii este faptul că Zenfone 50 se încarcă în doar o oră și 3 minute și că are funcție de gaming foarte tare și face streaming pe Twitch, face streaming pe YouTube, face streaming Full HD și nu se încinge. Am încercat și o funcțiile astea, le-am pus la treabă și nu s-a încins, am capturat o grămadă de gameplay și nu s-a încins. Deci este un win pentru gameri. Gata cu știrile, trecem la întrebări. Ca de obicei, prioritatea o de pe forum, cam puțin târziu de data asta, uh, Mișu Mihai Ionuț, sau Mihu Mihai Ionuț, uh, a nu, e Mățu, huh, ce numai dragut, Mățu Mihai Ionuț, ce alege între Huawei P9 Laika sau Galaxy A8 la capitolul viteză și performanță? O, oh, păi clar, Galaxy A8, Galaxy A8 îl omoare și pe S7, și pe S7 aici, dar pe P9, clar, Galaxy A8 2018. Florian Antonio, salutare, un Galaxy S9, vreau să știu cum va primi Android 9.0, mulțumesc de cei mai tari. Păi, e mai complicat, dacă ar fi să mă iau după cum a primit S8 lui, ce să zic, la anul, martie sau chiar mai târziu. Dacă e adevărată treaba aia cu modularitate în fundal, seamless update, se mișcă mai repede, poate în iarnă, asta e best case scenario, deci hai să zicem de Crăciun. Astea sunt întrebările de pe forum, doar două, Cine pune întrebarea acolo are răspunsul garantat. Pe YouTube m-a întrebat Tor, ai fost în vacanță? Cineva n-a ascultat podcastul trecut. Jumătate de podcast -a am zis că am fost la Barașov. Po bune? Da, am fost în vacanță, într-un concediu, de-aia nici n-a fost podcast -a cu două săptămâni. Da. În fine, a fost drăguț în vacanță boss, Am văzut zile acestea cum că Huawei Mate 20 Pro va avea un super procesor scoțând în antutu vreo 365.000 de puncte. O fi adevărat? Eu sper să fie real. Oameni bun, nu vă mai luați după benchmark-uri pe bune acum, adică sunt doar niște benchmark-uri. Dacă ți-aduc un telefon de acum 2 ani și îl pun în Mate 20 Pro, dacă e bine optimizat, nu o să dai seama care e mai bun și care e mai prost dacă nu știi ce telefonie. În fine, sunt doar benchmark-uri. Ok, să zicem că faci un milion de puncte în Antutu sau ceva de genul ăsta. Adică, ce contează? până la urmă mai important e să facă ceva cu toată puterea aia de procesare. Hai să zicem că o să editeze 4K sau să jucăm jocuri eu, ca lumea pe el, să emulăm și noi un joc de PS4, na, atunci o să fiu surprins. Până atunci sunt degeaba avem marcurile astea. Tot Sebi Boss îmi spune că Galaxy e 7 la 1600 de lei sau iPhone 7 la mâna, a la 1600 de lei. Păi știi cum e cu iPhone-urile astea? Ele se uzează mai mult decât alte telefoane, știi cum e cu bateria aia care moare de-a lungul timpului, cu ciclurile de încărcare, măcar poți să vezi cât mai e din ea. Hmm. S7 sau iPhone 7? Hmm, hmm, hmm. Grea alegere. Na, eu am iPhone 7, sunt foarte mulțumit de el. dacă are multă stocare, vezi câtă stocare are unul, câtă stocare are altul, fă alegerea asta în funcție de stocare, zic eu, pentru că altfel sunt cam la fel. Adică mi-e greu să zic că unul o camera mai bună sau mai proastă. Cred că S7 are un mare plus pe partea de baterie, dar cam atât. Poate și la camera să fie un piculeț mai bun, deși nici iPhone 7 nu e rău. Aș merge pe S7. E ideea de baterie și are ecranul mai mare. Uh, the Red Boy, salut Alex, am un Xiaomi Redmi Note 4X, vineri l-am scăpat în parcul 5 migiu. Oh, trist. Să spart display-ul. Întrebarea este dacă cumpăr un display pentru Xiaomi Redmi Note 4 se va potrivi la Note 4X. Păi e simplu, fără un tabel comparativ cu specificații, dacă vezi că ecranele sunt fix la fel. Ar trebui să potrivească, dar nu știu cum e rama și cum e construcția. Trebuie să aibă construcție exact la fel că nu pui un ecran de iPhone 8 pe iPhone 7, deși au aceeași mărime și aceeași rezoluție, că na, nu eram la fel, nu e tehnologia la fel. În fine, vezi care e treaba. În principiu, nu prea e bine să pui un ecranul al unui alt telefon la alt telefon. De bun simț că nu e bine. În fine, Andrei Gal, vreau review pentru Zenfone 5Z, OnePlus 6, Honor 10, Xiaomi Mi 8. Wow, ușurel. Zic că în următoarele 3 zile o să-l vezi pe 5Z, o să-l vezi pe OnePlus 6, Honor 10, când o am primi. Xiaomi Mi 8 e mai greu, mai greu de găsit, mai rar în țara noastră, dar Investigăm, vedem. X Jokerul o să apară la voi pe canal Xiaomi Mi A2 6X. Mai degrabă 6X, că Mi A2 nu e un oficial încă. Dar știi cum e. PC Garage l-a listat de vreo două luni. Deci, na. Stranger things have happened. În principiu, Mi A1 a fost perceput anul trecut drept cel mai bun Mid Ranger sau printre cele mai bune, așa că Mi A2 vine cu așteptări mari. Mihai Nicolae, îți recomand citești cărțile scrise de Radu Cinamar și mi-a pus un smiley de la șugbăț și o însemna întrebării. Am zis că e o recomandare serioasă, dacă n-am intrat pe net și am văzut că scrie despre șerpilieni și tuneluri prin mijlocul planetei, am zis, aoleo, ăsta e lor infortuna. Uh, nu -am, am documentat foarte mult, dar am văzut că e ceva cu un tunel în mijlocul planetei și nu, nu suport oamenii care zic că pe vremuri dacii aveau trei metri și în România am bucege o piramidă cu energie și sus a născut în România și Chistele alea cu dacopați și dacotari și treaba asta cu poporul daci a fost cel mai tare și că bucege o piramidă cu o sferă de energie și ceva. Asta prostii. Nu există nici șerpilieni, nici reptilieni, nici tuneruri, nici prostii de astea, aberații, teoria conspirației. Și pământul nu e plat. Nu e plat, oameni buni. Ați aflat aici în premieră. Pământul nu e plat. Marcian Budnariu, îmi pot spune că primește în ochii 7 plus Android P. Mulțumesc. Că circula un zvon că Nokia o să-l primească luna viitoare, adică până august, nu știu, scăpase treaba asta, mi se pără wow, dar la cum se mișcă în ultima vreme Sony și Nokia ei sunt tăricei așa la update-uri rapide, pentru că au programul la de beta și feedback lung, deci tot ce e posibil, luna viitoare, na, să zicem. Hard done, Deținul Huawei pe Smart, sunt curios dacă primește Android P, ce părere despre acest telefon. Am părerea că este cel mai cerut telefon Huawei la review vreodată, lumea vorbește despre el mai ceva decât de Cupa Mondială și Android P, nu știu ce să zic. La cum s-a zgârcit Huawei cu Oreo pe P9, ba vine, ba nu vine, Na, nu știu ce să zic. Să vedem cum e Android P, cât de pretențios e, cât de optimizat e. În principiu, pe Smart e la nivel de, nu știu, pe 10 Lite, pe 9 Lite. Nu cred că o să fie el chiar ideal pentru Android. Pe da, să vedem. David Stel McDavid. Am auzit că Galaxy J5 2017 va primi Oreo prin septembrie. Crezi că e real sau doar zvonuri? J5 2016 a trecut la 6.0 direct la 7.1. Se vehicula că și J5 2017 va trece la 8.1. Ce crezi? Nu contează dacă e 8.0 sau 8.1. 8.1 nu aduce mare lucru în plus. Să, să primească septembrie. Ar fi bine pentru că e cel mai bine vândut telefon din România anul trecut. J5 2017. Am mai zis asta și pe Facebook. E posibil să primească în septembrie, deși e cam optimist. Uh, mă refer la Oreo, evident, nu la vreun eu. Coci mă întreabă, LG V30 sau Galaxy S8? N-am testat V30-ul, dar am auzit că e foarte șmecher la opțiunile foto, are opțiuni foto în plus față de LG G6 multe și ar fi superior lui, deci ar fi la bătaie cu S8, cam la egalitate Foarte important, vezi cum stă la ecran și baterie LG-urile mereu stau prost la ecran și baterie Au defectul ăsta, așa că vezi care-i treaba Investichează, vezi review-uri Că e târziu să mai primim și noi la review Poate pe LG40 Marius Nexulea, mai merită un Xiaomi Mi A1 Varianta roșie, 3.0 de GB pe psigara La 770 de lei pentru PUBG hm. Nu știu dacă rulează ca lumea Ark Survival și Asphalt 9, toate pe detalii low. YouTube și poze pe timp de zi. Unii oameni spun că nu le intră bine căștile mufă și sunt sceptic în privința mărimii pentru că am mâini mici. Mâini mici, Ah, știu ce -ți trebuie ție. Ție -ți trebuie un Sony Xperia X1 Compact, că am jucat pe el pe OBG și a mers, a mers țais. Doar că e scumpuț, Poți să fie dublu sau mai chiar mai mult decât ce buget ai tu. Telefon mic și bun, ia un iPhone SE și să-ți meargă toate alea nu, dar și la e scump. Un iPhone este la mâna a doua, mai adaug și tu un pic, nu știu, nu te mai duci la trei filme și nu știu, nu ți cumperi un joc de console și ai bani să ți iei un iPhone este la mâna a doua. E și mic, e și puternic, are și cameră bine, bună, filmează 4K, rulează pe OBG, zic eu. În fine, pentru gaming, Huawei View 10 sau Samsung S8 sau Huawei Honor 10. Din astea am testat numai pe S8, așa că pot să recomand doar pe S8. Hai să zicem S8 plus, măcar să ți iei ceva mai mare, dacă ești gaming, pentru gaming. Alex Cosmin, cred că Note 3, cred că Note 3 a fost primul telefon Samsung care filma 4K. Da, am făcut o gafă ultima oară, am zis că S5 a fost primul, dar uh, Note 3 a fost înainte de S5, în fine, câteva luni distanță. Huh. Da, mi-a mai zis cineva comentariu, dar deci cred că așa o fi, așa să fie. Ok, acum trecem la secțiunea diverse. La secțiunea diverse cu foarte multă muzică, dar și cu filme, dar și cu jocuri și cu Cupa Mondială. Ok, deci, um, serialul GLOW, sezonul 2. GLOW înseamnă Gorgeous Ladies of Wrestling. Acum un an când eram în concediu, tot la Brașov, uitat la primul sezon, la GLOW. Uh, în afară de Alison Brie, nu mai sunt actori celebri, ăștia v-a cunoscut Alison Brie, a jucat în Mad Men, Community și câteva filme de-astea, comedii cu adolescenți și cu tineri. Um, la un moment dat, în anii 80 sau 70, um, niște femei care se plictiseau acasă, nu aveau succes în actorie sau chestii de astea, au decis să facă o ligă de wrestling, pentru că prea aveau succes bărbații în wrestling și să facă și ele wrestling feminin. E pe bază de ținute fistichii, de castofone portate pe umăr, de walkman, de pager, de perioada aia. Totul este foarte glam, asta este glow. Fiecare episod are vreo 30 de minute, îl găsiți pe Netflix, glow, gorgeous ladies of wrestling, destul de haios așa și un pic cam feminist, un pic cam exagerat de feminist, dar e ok, asta este este trendul acum. Ok, v-am zis de muzică. Cred că asta este un podcast cu foarte multă muzică, pregătiți-vă. În primul rând au scos Rob Zombie și Marilyn Manson o melodie nouă împreună, se numește Helter Skelter, este un cover după Beatles. Piesa Beatles era scoasă în anii 60, de mult de tot. Cea mai heavy piesă de la Beatles, Helter Skelter și Rob Zombie și Marilyn Manson au pornit un turneu împreună, de a făcut o melodie împreună și foarte bună melodie. Apoi, formația 21 Pilots, știți pentru că au avut melodia din Suicide Squad, Hittons, au scos o melodie numită Jumpsuit, care e foarte catchy și chiar îmi place, adică în vreo 3 zile a ajuns la 1 milioane, 9 milioane de views, deci a ajuns hit. 21 Pilots, Jumpsuit, ăștia nu sunt chiar fite cine, cântă de mult și au luat un Grammy anul trecut, 21 Pilots. Apoi v-am tot zis că o să merg la Metalhead Meeting 2018, am fost, am fost la arenele romane, concert cu metale, cum spune și numele, am văzut Solfai, am văzut Children of Bottom, Cataclysm, Sonata Arctica, Epica și am descoperit formația românească Dirty Shirt, care e foarte tare. Sunt niște băieți, cred că ardeleni sau marmureșeni sau ceva de genul ăsta. Cântă melodii de-astea, ciocărlia, mădusăi și nu știu ce, toate melodii astea tradiționale. Frumoasă inima mea și ciarda, și unguresc și multe altele, când în varianta heavy metal. Sunt un fel de zdup și zdup, varianta mai cool, mai modernă, mai heavy. Cam asta ar fi formația Dirty Shirt românească. Are probleme cu sonorizarea, au stat o oră până să vină cei de la cel de nou să le potrivească instrumentele și tot nu s au auzit bine. Basistul nu merge microfonul, bă, omul de la clape nu s-a auzit deloc, bea mereu bere corona, o dădea pe gât. Uh, toată lumea a venit să-l vadă pe chitaristul Alexi Laiho, care e considerat în top 10 chitarii din nume, Alexi Laiho. Ce să zic, finlandez care se ține bine, blond, plete, solouri, uri tot ce vrei. Nu sunt mare fan Children of Badam, eu m-am dus pentru Soulfly, Max Cavalera care a făcut sepultura, Cavalera Conspiracy, Nail Bomb și o grămadă de alte trupe. Din păcate am bătrnit. Omul s-a făcut foarte obez, arată ca un bunicuț, deși cred că are vreo, nu știu, nici, nu știu 50 de ani, în fine. Se ține cam rău, cavalera și nu prea-l văd bine dacă o mai ține așa. Trebuie să avem mai multă grijă de el, vocea la pământ, dar na, nu vi la solfea pentru voce, vi pentru moșpit, Pogo, Heavy Metal. Au contat toate bunătățile, Prophecy și o piesă nouă, Summoning. Și aproape la toamna un album nou și Summoning e de pe un nou. În fine, nu se termină aici concertele. Duminica viitoare avem bunătăți. Judas Priest la Romexpo, 22 iulie. Cântă formații pe care eu nu le știu în deschidere, așa că o să mă duc direct la Priest. Ce să zic, ca să faceți o idee despre cât de mare e formația asta, Rob Halford, solistul, a inventat îmbrăcat în piele și ținte. Deci, până să se îmbrace cel așa, nu exista treaba asta. Deci, cât de tare asta. Oamenii ăștia cântă de vreo 50 de ani, Judas Priest. Deci, wow. Deci dacă nu se îmbrăca asta în piele și ținte, nu exista îmbrăcămintea rock tot respectul pentru asta. Au și album nou și se numește Firepower și mi mi place foarte mult, chiar nu mă așteptam. Eu nu prea sunt mare fan al chestiilor lor vechi, mă rog Breaking the Law știe toată lumea, dar ăsta nu, chiar m-a surprins. Apoi, în regie, în clubul Quantic, o să fie un concert al unei trupe cover după Tool, știți, cu Tool e trupa mea preferată, trupa mea de suflet și dacă e o trupă care face cover-uri, automat sunt fan. Din păcate am uitat numele, se numește parcă Hoffman's nu știu ce, Hoffman's Experiment sau ceva, în fine. Căutați Tool Cover Band Club Quantic 21 iulie și vedeți care e treaba. Apoi, încă un concert. Pe 24 iulie, Massive Attack. O lăsăm cu metalele. E cu Trip Hop, Chill. Dacă v-ați uitat la serial Dr. House, melodia de la început, când se vede burta cu bebelușul, aia e. Massive Attack. Muzică chill out, relaxare, zen, gândire. Sunt de la Massive Attack. Trip Hop. Și evident începe și Electric Castle pe 18 iulie cu o grămadă de nume mari, Jesse J, cine mai e, Nothing But Thieves, Digitalism, High Contrast, DNB, alți artiști la modă, mai erau niște nume de mari, în principiu muzică electronică, Electric Castle, cred că și ceva pop, în fine. Uh, și acum despre jocuri, m-am jucat ultima vreme un joc nou, Identity V. Identity V este o combinație de mai multe jocuri, vrea să fie pe de-o parte ceva cu Coraline și Tim Burton, judecând după stilul grafic, dar în același timp uh, știu cum era inspirat după un joc, uh, mă duce gândul la Manhunt, nu când o fugăresc, fugăresc aia, apoi... Uh, are acel multiplayer asincron pe care lumea îl compară cu un alt titlu de acolo am înțeles că este un gameplay de 1 vs 4 lumea îl compară cu Dead by Daylight cam asta este un fel de Dead by Daylight în varianta de mobil, asta este Identity V arată foarte bine, ocupă vreo 900 de mega și e foarte creepy ești detectiv, investighezi chestii într-o casă, apoi te fugărezi niște clonci și monștri și trebuie să fugi de ei Ok, asta este Identity TV. m am jucat Rocket Royale, o porcărie, clonă de Fortnite, foarte slabă, evitați Rocket Royal. Rocket Royale, joc foarte prost, evitați-l. Dar și Arena of Valor, MOBA, MOBA în stil Vainglory, în stil League of Legends, 5 vs. 5, hărți, mititele, grafică ok, o grămadă de eroi, inclusiv unii din DC Universe, adică Superman, Joker, într-un MOBA, pe bune, în fine. Și am jucat și Pokémon Quest, care chiar nu e rău, adică chiar e drăguț pentru Pokémon Quest, amână cu Pokémon Maltese. Ok, și o să închei cu Cupa Mondială, predicții. În momentul în care înregistrez acest post, chiar nu s-a jucat nimic, nu s-a jucat încă final mică și finala mare. Finala mică este Anglia-Belgia. Uh, ce să zic? Nu au nicio miză, deci se va juca, o să fie ceva gen 4-2, nu m-ar mira să bată Belgia, 4-2, în fine. Apoi finala mare, Croația-Franța, mă așteptam să ajungă Franța aici, de la cu Argentina am zis că să ajungă în finală, dar Croația, surpriză. În fine, uh, trebuie să bată Franța cu 1-0 chinuit, sau, nu știu, 1-1 și penalti, ceva genul ăsta. Nu imaginez vreun 3-3 de la nebun, cum ar fi 3-3. 3-3. Ne, 1-0 Franța. Și am încercat și eu să mănânc sushi. Am mâncat pentru prima oară sushi în România, nu știu dacă v-am zis. sushi, am, am putut să fac și o comparație. Este un sushi master aici la mine în zonă, o titan și un sushi Terra la promenada mor. Am putut să le compar și câștigă sushi Terra Sushi Terra este peste sushi master. În primul rând cum se poartă cu clienții și în al doilea rând oamenii chiar pun pește, adică la sushi master pun mai mult orez și pește așa puțin, puțin de tot, ca un inel, în fine. el la sushi terra sunt un pic mai generos și au și anghilă, nu am văzut anghilă în partea altă, și în principiu un fel de țipar anghila. Foarte dulce la gust și au și un sos de soia mai bun oamenii ăștia și un wasabi care, pe care îl pot mânca, nu care te omoară ca în partea alta. În fine, asta a fost MobiCast 226, am avut Electric Castle, mâncare, formații, metale, știri, tablete, laptopuri noi, scăpări de Galaxy Note 8, review-uri, plus 6, Huawei Y și multe altele. Și spana viitoare ne reauzim, o să fie galtă multe recenzii, pregăti și un review ceva mai special pentru Huawei, o să vedeți. Între timp, vă aștept să spuneți și voi cum vi s-a părut cu pasta mondială, discutăm în comentarii, mă întrebați pe YouTube, eu vă răspund și din nou mai multe întrebări pe forum. Mai multe întrebări pe forum. Cam atât, mobilissimo, la revedere!